Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod aici alături de Crazy Man. Salut, man. Episodul trecut, de fapt episodul 1 și 2 de pe acest server ne-a mers foarte bine. Avem baza full, avem mușca lumea. O să punem niște high externaluri pe serverul ăsta, rămâne până ne luăm raid, după care ne mutăm pe al meu. Și continuăm acolo. Am zis că dacă, băi, am început ce... Tu ai văzut vreodată detaliile astea de pe Thompson, că poți să vezi ce scrie pe el? Adică, what the fuck? Da, înainte de toate, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place, evident, și vreți cât mai multe episoade. Crezi, ești gata să mergem înapoi acolo la atac? Sigur. Eu nu-mi pun absolut nimic pe armă. Home 2, o să vin eu imediat să pun wall-urile. Încă se craftează. Și în traducere o ducem bine. Deci vedeți și voi, graba strică treaba într-un fel, nu ne-am grăbit. Am așteptat. Da, era o idee. Dar eu cred că am meritat să așteptăm. Bine, 20 de minute. Nu, 40 de minute ne-au luat să ne facem full, corect? Că e bine. În 2. Mai ales în 2. Da, păi asta am ținut să precizez. Dacă eram timpul vechi 7-8, păi mergeam cu pistoalele peste tot. Bă, ce ne chinuia mai mult? Mă, da, nu exista... Înțelegere? Nu, nu pune, nu pune, nu pune. Și așa vine ciudat tare aici. Da, probabil că vine ciudat tare acum. Poți să sar. Pe unde? Pe unde pot să sar eu? Aici. Ah, ok. Ce vrei, mă? Nu vezi cum e terenul? Ia. Gata. Da, te bagi în țepi. Stai, mă, că mă bagi în țepi. Eu oricum ne raidează baza imediat, da? Stradă protecție, nu strică. Ha? Suntem optimiști. Da, corect. Hai, frate. Păi, cum l-am pus pe ăsta să mor. Direct open scrie. Cum e? Bă, dacă te chinui, poți să sari. Nu poți să le pui bine, mă, e tot un pantan, mă, e urât de tot. Aș tăia copacul ăla. Aici mai merge să pui unul așa. N-a mers. Building privilege, what? Nici pe tine nu te lasă, mă? De unde, mă, building blocked? A, bă! Hai, e o bază aici. Și n-are acces la cuboard. Adică n-avem acces la ea. Ce îmi place. Bă, oricum nu pot să intre aici. Ba, intre aici. Trepuri, tati, bagă trepuri, nu știu. Sau ia, stai așa. N-ai de aici. N-ai ce, mă? Hai, mă, lasă, că nu cred că se gândesc ei pe aici prin tufiș, nu? Camuflată. Ce zici? Camuflat baza. Ai camuflat-o? Da. Păi mai am și-o 7 rămași. În ruine, știi? Să atragă mai mult atenția. Ce-o fi zis ăștia? Asta-i bază de nub, n-avem. N-au ei treabă, juc. Ce gata, nu mai. Hai că astea erau itemele noastre. Nu, gata, nu mai. Da, mă, hai să zicem, e ok, camuflată, dar nu mai poți să ieși pe geam. Geamul ăla acolo, de fapt, nu e inutil, că poți să vezi, dar nu poți să faci nimic.
Omul n-a mai stat treaz de atât de mult timp din vacanța de iarnă. E de bea 1 jumate. Da. Da, mă, chiar că pare a ruine, bă, o să mor eu. E 1 jumate, până acum am stat numai 4, 3 simulările pe acolo. Rupeai cu învățatul, nu? Păi am luat 9 la română, 8 la mate și la biologie 10. Nici n-au adus notele la bio. Eu nu m-am dus. Băi, e bine să speri, frate, în viață. E bine să speri. Am glumit cu notele, evident. Deci mergem înapoi peste aia? Logic. Și dacă mă întrebați de ce trag eu cu Thompson-ul, pot să trag și cu acao, pot să trag chiar foarte bine, doar că mi-e lene acum să fac dita și spray. Că l-am învățat și la AK. În atâtea ore. Da, chiar, Rasto și CS-ul sunt singurele jocuri pe care le-am cu atât de... Câte ore ai în Rasto? Presupun că vreo 600. 471. Te ajung. Dacă mi-e unul, unul din față, te ajung. 1314, hai să zicem 1000. Hai să zicem 800, na. Jucate. Nu știu, în jocuri n-am stat afecta. Ca numai în... Vreo 3 ore, 4. Băi, ce joc la început FK, mult mont în Blade, 160 de ore. Băi, dar chiar trebuie să încercăm ăla. Ishmaker Mountain Blade-ul, îl știi? Dar sunt servere roleplay. Bă, tu îți dai seama jocul ăla roleplay? Îți cumperi cal, te duci minezi. Pardon, te duci minezi, te duci, faci o grămadă de chestii. Bă, știi ce Ishmaker e? Dacă știi ce joc e? Ce? Dacă știi și ce joc e? Nu știi Mountain Blade-ul, pe bune? Nu, nu. Cum să zic eu? În meniu, să zic așa, când te plimbi pe hartă, vezi de sus un omuleț mic cu un căluț. Când ești în bătălie, controlezi tu cum vrei, pe un cal sau fără cal, da. Și eu mor șmecher, e super tare jocul. Ce când scris pe Google? Mountain Blade, Warband. Bă, hai mă, vină încoa. Lasă acum, căutatul de joc. Dai să nu fim luați cu sniper sau ceva. Uite, dă-ți aici acces în caz de orice. Eu aici e ușă șmecheră. Bă, dar ce șmecheră e! Ia uite unde poți să-ți dai set home, ce zici? Gata! What the fuck? Nu spune că... Am putut să pun o fundație acolo, doamne iartă. Ok, da, am pus set home, mă mulțumesc, hai jos. Ai auzit? Nu, sunt surd de urechi. Diablo Johnny, hai da. Diablo, pardon. Dar chiar ai încercat vreodată Diablo? Da. Și cum e? Nasol. Cum, mă? Torchlight? Poftim? Torchlight 2. Ai jucat? Da. Da? Cum e? Urât. Cum o urât? Nu-ți plac jocurile astea? Nu, singurul joc care mi-a plăcut de genul ăsta a fost World of... Păi și ce la ăla vezi așa de sus? Da. World of Warcraft? Da. Rai MMORPG, nu? Da. Păi și... Da, de fapt. Faci misiuni, chestii. E super fun. Curios acum de unde raidează. Cu ăștia de aici, de la baza asta de care am trecut noi, știi care a fost chestia? Cred eu așa. A lutat la ce se putea luta. Și a plecat. A plecat. Și au rămas ei acolo, nu știu probabil de ce. Just bang, l-a plecat cu itemele.
Baza aia mare, cred eu. Bă, mă mănâncă corpul, frate. Păduchi. Purici. În jocul, în World of Warcraft, faci greu level. Plătești, faci level 20 și de acolo deja te pune să plătești. Zici că e la... Nu for story, mă. Era un joc, luai de pe miniclip, cred, înainte. Ăla e un urs. Vine și... Nu mai știu, te punea level 5 moca și după trebuia să plătești. Și erau pe mai mult patch-uri a jocului. Eu mă jucam atunci până era Mist of Pandaria, normal că eram panda. Și mi l-au luat pe toate. Și era faza că trebuia să plătești o dată pe lună, știi? Uh-huh. Și am plătit o dată o lună și m-am jucat 6 luni. Cum n-ai avea? Nu știu, a rămas buguit. What the fuck? Mulți pățeau chestia asta. Uite-l pe ăla în față, este naked. A fost! Băi, chiar mă uitam ce face! Săracul! Trebuie să avem grijă. Bă, dar mă întreb, oare o fi văzut-o? Sau și-a pus capăt zilelor intenționat? Mă întreb acum, da. Capăt de... Bă! Cine trage? M-am crezut că... Uite, pe bază! Dă-te înapoi, dă-te înapoi! Așteptăm să iasă. E care bază? E pe asta! Uite-l, uite-l! A coborât, a coborât! Îl lutează pe ăla! Yeee, yeah, pe jos! Hai, lutaște, boss! Nu! Nu merge așa! Avea landmine-uri. Pe cine luta? Nu pot să-mi dau seama. Da chiar? Unde a murit tipul ăla? Poate a murit unul peste altul. Păi și nu vrei să intrăm în bază? Hai, sari. A, pot să intru în bază, mă. Mamă, câte landmine-uri are pe aici. Și am găsit Ditai corpul. Ce luta așa, mă? Aaa, îi dădea raid lui ăsta, știi, și credea că o să intre. Și a pus landmine-uri la ușă. Mamă, câte chestii am luat. Stai să-mi fiu cu spatele, cred. Salut! Salut! Are multe chestii? Bă, da, arme, ia-i-le! Păi nu mai am loc, sunt full. Las că le-am luat eu. Chestii, bă. 5.000, hai cu alții. Și ce-s tu ăla micuț? Bă, nu te-ai uitat în el, nu? Ba da. Ce n-ai, bă? Nu mai am loc. Vreau să nu apară șavetele. Dă-te, dă-te, dă-te că vreau să bubui ale. Sau ce-i cu ăsta gol aici? Okay. Bă, nu mă mai... Mamă, ce m-am cap... Bă, mine... N-am build, n-am build, n-am build, n-am build! N-am build! Ce fain. Și cum mai ești tu? Pe build-ul... Unde? E aici. E sub tine. Fix pe ăsta. Tu ai încărcat? Da. Am 10 survey-uri. Am încărcat. Păi ușile... Am 24 de ganțe, dacă... Ia stai și... Cât mai au ușile, da? Nu mult. Păi ți le dau jos. Nu, nu stai, nu trage. Mai are 160. Mor, gata, te duc. Mi-a trebuit mie să sparg aia. Bravo, mărnică! Bravissimo! 130, cu ce poți să dau jos? Dă-te puțin, dă-te puțin, dacă dau cu gulanțe incendi. Nu, incendiare, nu, de 1, 1, 3, nu. Nu trebuie să d-alea, dă fac poc, 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 știi? Ce-mi place. Bă, da, măcar are build. Da, am descat. Am dat TP. Da.
Da, știu că ți-am dat DP. Nu poți să dai home direct. Da, de ce aș da? Că sunt de full. A, da. TPK. Oh, nu mă lasă, TPR, crazy. You can teleport while in building block. What the fuck? Da, bă. Ori un bug, ori nu. Nu explic. Mamă, ce m-am speriat, am văzut o căprioară, credeam că e player. Păi, știi ce-mi place? Că ne face dai, tine, frate. Zici. Nici nu raidăm, dar deja am raidăm. Home 1, nu? Păi, ție, cum ți se vede rastul pe obiect? L-a lăguit? Nu, aia, dacă țin obiectul full screen, da. Da? Da, e de la obiect asta, mă, e preview, dar el nu e lăguit, e doar preview-ul ăla. Da, da, știu, hai, știu. Hai, dă-i home. Și dacă îl scot din full screen? Dacă îl scoți, merge bine. E de la el, mă, e doar preview-ul lăguit, nu și jocul, știi? Mhm. Asta, asta e toată. Jocul mie merge perfect, îl văd impecabil, dar mă uit pe celălalt monitor. El merge impecabil, de fapt. Salut, Tureta. Vezi că ți-am pus niște cufere pe aici. Astea mici, dar n-avem buget de dalea mari. Nu, mi-era lene să iau metal să mă iau din ăsta alea. Bine, momentan nici nu stau să aranjez iteme, știi? Na. Home 3. O secundă. Home 3. Dai-te pe la mine, bine? Ma, bine, bă, bine, bă, Vali, bă! Dă-te de acolo. Ce chesturi frumoase. Da, mă, văd. Christmas tree. Dai-te pe. Păi, așa se aranjează și eu. Uite. Deci dacă dai damage la structura cuiva, arată în chat că îl raidezi. Și probabil după ce îi spari sau la orice o, arată în chat că l-ai raidat. Este un interesant sistemul ăsta, dar mi se pare prea. Adică nu văd de ce ar trebui să știe așa ceva. Cine pe cine raidează. Îți dai seama că la ceva gen e plecat, te raidează. Să arată acolo, bă, vezi că ești raidat ceva în zi. Dacă ești timp cu el să-i zici așa imediat, nu înseamnă că stai cu el în bază. Nu, gen, să-ți apară în chat. Știi, tu ești plecat să adun materiale. Și te raidează unul. A, așa, da. Mă mâncă degetul. Mâncă și tu pe el. Păi asta am făcut. La propriu. Am început să mă muște de deget. De ce nu-mi place mie pe obiect? Că se văd culorile puțin, puțin șterse. Zici? Puțin? Puțin doar? Puțin, puțin. Că pe ăsta, pe ras, dacă mă uit, mi se vede totul impecabil de frumos la culori. Dacă mă uit pe obiect, zici că e moarte. E, eu uite. Gata, știi ce frumos l-am făcut? Ia zis, mă, băieți, cum e acum? E blană? Lăsați în comentarii. I-am schimbat saturația, am dat-o puțin, puțin, puțin mai mare. Da, se vede super. Super. Aș putea să las setările astea pentru orice joc. Că la orice joc, hobby-ul sunt în sine, șterge culorile, pur și simplu. Yo, bitch! Vreau să mergem înapoi la baza mai mare. Nu e nimeni. Dacă acolo am venit eu, TP. TP. Așa în gălăgie, dăm chestii airdrop-uri. Bă, am putea să dăm airdrop-uri. Câte airdrop-uri ai tu? 3. Le dăm pe alea. O să iau acasă. Nu, 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 nu. De ce? Ajung 3. Dă-ți TPC. Da. Ok, ajung 3, mă, ești, mă. Unde le dăm? Pe aia dădeau câte 12, mă. Lasă-mă. Câte 24. Lol. 142 de... What? A, tu! o să întreb eu, bă, câte naiba avea ăsta, știi? Vezi că am pus. Bă, ia mergi puțin prin niște, mă. Da, mă, îți văd urmele. What, nu știai? Ba, da, da, când mă uitam după ăla, nu-i le găseam. Hai să ne ascundem, știi unde? Aici.
Mamă, cât de repede vine. Da. Dar tot ideea mea să te ascunzi. Ce 4? Da, am auzit, da. Ne ascundem, știi? Știi când ieșim? Abia atunci când au ajuns. Zic deja să ieșim. Ah, ok, deci dig... Din partea aia știm că se raidează. Nu ai plecat, mă, așa departe? Unde te duci, fratele meu? De ce ai sta, băi, până urci, alea cad deja? Vreau să dispar baza, să intru sus până în baza. Păi nu cred că e continuat aia, vino aici. Ursul. Parte cap. Ți-au venit airdrop-uri. Mai e până cad. Dorme așa? Nu. Mamă, mai și arată cu ditai de-aia unde cad. Cine le-a? Eu? Da, arată în chat. A, blană. Am luat un laptop. Și unul aici, 4. Ăsta-i forță. Ce, pana mea, iau din ăsta. N-am ce să... Cameră. Bă! Deja aveam eu două. Ok. Hai acolo unde se raida. Am câteva iteme la mine. Eha, asta e. Vodei, vodei. Am dat, am dat. Haide unde se raida, bine? Băi, băi, episodul ăsta lăsăm și noi aici. Bă, pe show-ul ăsta l-a omorât. Stai să-l îmbrac frumos. E fermată baza 1, vezi ce are construit în ea de alea de lemn. Bun, noi ne vedem data viitoare. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like. Și noi ne vedem data viitoare. Aveți canalul Crazy în descriere, mă, băieți. Pa, 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 pam. Pa.